In the depths of silence, where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Toate locurile pe care le-am vizitat eu în lumea asta, poate știți care este preferatul meu absolut și cât de mult îmi place Amsterdamul și cât de mult îmi place Olanda, deși nu pot să zic că le-am vizitat eu pe de-a întregul și că am văzut tot ce se putea vedea și că mă simt ca acasă, acolo. Pentru că e totuși un pic cam frig. De asta nu cred că va fi niciodată casa mea în Amsterdam sau în Olanda, e totuși un pic cam frig pentru o șopârlă ca mine. Cert este oricum că sufletul meu și inimul meu vibrează un pic altfel atunci când le calc pragul și probabil că o să rămân pe viață enamorată de orașul și de țara asta. Dar, imediat după Amsterdam, pe poziție secundă, pe locul 2, orașul care îmi place mie cel mai mult, cel puțin atât cât am văzut eu până acum, rămâne cel din care vă vorbesc acum, Londra. Și unde mi se pare ireal că mă aflu și mai ales cu ce ocazie. Pentru că în Londra am mai fost, v-am luat și pe voi cu mine de câteva ori și mi-a plăcut și mi-era dor și nu mai puteam, adică era pe listă chiar și pentru anul ăsta. Au fost câteva încercări eșuate, adevărat, două până la asta, deci asta este abia a treia când îmi iese, de a ajunge în Londra, care s-au amânat sau s-au anulat din diverse motive. Și acum iată că s-a întâmplat și nu doar că s-a întâmplat, dar o să fie o nebunie. Vă vorbesc așadar din camera de hotel, unde m-am cazat, la invitația celor de la Netflix. Ei m-au adus aici și nu oricum, ci pentru a vizita platourile de filmare ale serialului, ale serialului cel mai potrivit balabanului cel roșcat, și anume Bridgerton. Dragile mele gagici și dragii mei gagici, vă mărturisesc că mi-a picat telefonul din mână în momentul în care am citit mail-ul și am văzut invitația de la Netflix și am citit Bridgerton și scria acolo să ne vizitezi pentru lansarea sezonului 3 al Bridgerton. Eram... Deci m-am frecat la ochi de câteva ori, am tras aer adânc în piept, am țopăit, după care, adunându-mă, le-am răspuns la mail. Și oricum ar fi fost, moartă coaptă, cred că veneam și cu barca dacă era nevoie, veneam și în cârca lui Rumbu. Nu ratam ocazia asta. Bridgerton, dacă nu urmăriți serialul și nu știți despre ce este vorba, vă voi insera pe aici câteva imagini, dar ei au ajuns deja la sezonul 3 și nu este prima dată când vă povestesc despre el. Cred că am vorbit începând cu sezonul 1, dacă vă uitați la vlogurile vechi de anul trecut, de acum 2 ani, o să vedeți că am menționat despre tot felul de scene și vă povesteam că mi-a plăcut, că m-au impresionat costumele, decorurile și că este o poveste care într-adevăr m-a prins. Și am văzut cele două sezoane, evident, eram la zi cu ele de dinainte să vină invitația asta. Și știam că se lucrează la sezonul 3 și știam că cei de la Netflix organizează sesiuni din astea foarte speciale pentru creatori de conținut, cred că și jurnaliști, mă rog, din întreaga lume, chemându-i să participe la premiere, la festivități sau chiar pe platourile de filmare. Văzusem la o tipă pe care o urmăresc eu, culmea, tocmai din Anglia, că a fost chemată la o treabă de genul ăsta la sezonul 2, când a apărut sezonul 2. Și mă uitam cu jind și mi se părea așa o chestie, adică nici prin gând nu mi-a trecut mie atunci că o să mi se întâmple. Și acum când a venit invitația asta, în continuare mă simt atât de copleșită și sunt așa de recunoscătoare și de bucuroasă că mă aflu aici. De asta vă și spun, sunt de un entuziasm nebun, pentru că potrivirea mi se pare absolut ireală. Cât de bine s-au legat lucrurile astea ca eu să vin pe platoul de filmare a sezonului 3 din Bridgerton înainte ca el să apară. De altfel, o să avem două vloguri, veți vedea aici, pentru că toată experiența asta va dura vreo 2 zile. Astăzi este miercuri, mâine se va petrece vizita la platoul de filmare și teoretic vineri ar fi întoarcerea acasă. Numai că, și mă vedeți, uite, mă sunt singură, n-am niciun bufant cu mine. Numai că va veni și bufantul un pic mai încolo, după ce îmi termin eu treburile și socotelile aici. Și ne-am mai luat vreo 2 zile de petrecut prin Anglia. N-am zis neapărat Londra, vrem să închiriem o mașină și să ne plimbăm. Așa încât voi împărți cele două experiențe ca să nu se amestece și vom avea un vlog
De aici, filmată toată experiența, am de gând să nu ratez niciun nasture de la Bridgerton. Mâine pe platouri cred că o să pozez și o să filmez inclusiv cănile de cafea și plicurile de zahăr. Iar odată ce închei cu experiența asta, cel de-al doilea vlog îl facem noi separat cu ceea ce vom vizita. Și cred că vor avea o cronologie foarte diferită, adică va intra prima dată cel cu a noastră călătorie, adică cele două zile când va fi și bufantul de serviciu, după care mai târziu, abia la momentul lansării serialului, sezonului 3 din Bridgerton, abia atunci va intra și ceea ce filmez eu acum. Deci va fi un pic inversată toată povestea, dar cred că înțelegeți raționamentul că nu se poate, că n-ai voie să arăți, nu vrem să stricăm surpriza, nu vrem ca oamenii să știe deja ce se întâmplă în sezonul 3, dinainte ca el să se lanseze. Asta așa ca să vă pun la curent în linii mari cu toată povestea. Momentan este 1 fără 8 minute aici la mine. Evident, după amiază, vă fac și un tur al camerei ca să vedeți. Hotelul, vreau să vă spun că este superb și este uriaș. Am pierdut, cred, vreo 20 de minute până când mi-am găsit camera, nu vă exagerez, pentru că este un domeniu absolut imens și o să am grijă să-l filmez și să-l pozez, să-l vedeți așa cum trebuie. Este ceva ce n-am văzut în toată viața mea. Fără să exagerez, cred că este cât tot Buzău și sectorul 3 sau nu știu cât Buzău și Ploieștiul la un loc. E ceva, nu, exact așa cum vezi prin filme. Am avut un zbor foarte ok cu British, am avut decolarea la 8:30, deci undeva pe la 6 am plecat de acasă. Mi-am lăsat bagajul la cală, de data asta am și cală cu mine, uite, nici măcar n-am despachetat, că am zis să vorbesc cu voi. Mi-am lăsat bagajul și numai bine că am avut și Wi-Fi pe avion și experiența a fost foarte confortabilă. Mi-au dat și o napolitană, să le dea Dumnezeu sănătate, că mi-era foame, de-am zis că nebunesc, că nu mâncase nimic, băusem doar o cafea și a fost totul super în regulă. După care m-a preluat cineva de la aeroport, a fost un domn foarte drăguț, un șofer pe care cei de la Netflix mi l-au trimis și cărora, dacă n-am zis până acum, le foarte, foarte mulțumesc pentru povestea asta. Ea încă nici nu s-a întâmplat, dar doar simplu fapt că am fost aleasă pentru asta e wow pentru mine și au avut grijă să-mi asigure transportul și după aceea, din momentul în care am ajuns, m-a ghidat o domnișoară foarte drăguță acolo la recepție, numai că ea, săraca, mi-a explicat, dar eu nu-mi imaginam că este așa un labirint toată povestea asta și veți înțelege din momentul în care o să ieșim în cameră, o să înțelegeți la ce mă refer. Și acum hai să vă fac un tur al camerei, să vedeți cum arată. Menționând eu și alte detalii pe parcurs, ca să știți cam care va fi ordinea lucrurilor astăzi, mâine, de principiu astăzi este program de voie. Iar mâine de dimineață ne reunim, spun ne reunim pentru că fiecare țară pe care au ales-o cei de la Netflix, că e o chestie, mă rog, selecția ei o fac, ei știu exact criteriile, dar eu reprezint România, sunt doar eu aici. Și am înțeles că vor fi din toate colțurile lumii, inclusiv din Brazilia. Dar eu mâine am înțeles că voi vizita platourile de filmare în aceeași grupă cu Olanda, cu... uite, cu Franța și cu Belgia. Deci noi patru o să fim, cred, patru țări. Acum nu știu exact câte persoane vor fi. În rest, nu am detalii cu privire la program. Cred că va fi o surpriză cu totul. Mi s-au cerut niște măsurători de acasă, ale corpului meu, adică talie, bust, înălțime și așa mai departe. Ceea ce am dat speranțe și probabil că asta o să aflăm pe parcurs, dar în rest n-am nici cea mai mică idee ce se va întâmpla. Doar atât că voi pleca 10.000 de carduri la mine, carduri goale, cu 10.000 de baterii pline, ca să pot înregistra și poza absolut tot ce va mișca în cursul zilei. Da? Hai să începem cu turul camerei. Întorc imediat și vă arăt. Camera mea, privită chiar de aici, de la ușă, se prezintă astfel. Am un pat foarte mare, triplu, quadruplu, nici nu știu, este absolut imens, cu niște pernuțe foarte simpatice, cu fazani, cu un cerb, nu știu ce ar trebui să fie ăla acolo, tablouri foarte frumoase, decorațiuni foarte frumoase, o lumină caldă și un calorifer, vorbind de cald, un calorifer pe care l-am pornit de când am ajuns aici. E fierbinte, din ce am simțit că l-am dat la maxim și sigur o să se facă o temperatură ok. În principiu sunt cam 8 grade la ei astăzi și mi-am luat numai haine groase la mine, deși am luat și niște chestii așa de pozat, dar le luăm pe rând. Întâi să vă prezint detaliile. Nu cred că v-am zis, dar hotelul se numește, încerc să vă arăt aici, De Ver, cred că s-ar pronunța De Ver, De Vere, De... da, De Vere Beaumont Estate. Uite, Beaumont Estate. Și asta ar fi harta lui. Și uite, pe aici este recepția, deci aici am ajuns eu. Și poate vedeți că sunt niște urme de pix. O domnișoară de la recepție mi-a zis, vă duceți așa, pac, 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 pac. Numai că văzând pe hartă, ai senzația că e o chestie de 2 minute. Nu e, vă jur, deci este probă de foc.
urci nu știu ce scări, după aia faci stânga, după aia faci dreapta, după aia iei liftul, după aia cobori iar, iarăși mai iei un lift. Tot așa. Deci, nu voi exagerez, 20 de minute m-am chinuit, 4 persoane m-au ajutat până când m-a luat un băiat de mână și m-a dus, probabil sătul, săracul, nu mai putea, m-a dus să-mi arate exact unde este camera. Și vă mărturisesc că mi-este groază să ies de aici, pentru că nu știu dacă mai găsesc drumul. Cred că o să las ceva frimituri, nu știu, o hartă mult mai complexă sau frimituri ca Hansel și Gretel ca să mă pot întoarce și să pot pleca de aici, ceea ce va trebui oricum, pentru că simt că mi este un piculeț de foame. Deci ăsta este domeniul și vă promit că vă duc și până zonele astea alte ca să vedeți cum arată, că este decorat un pic diferit. Aici am, uite, o chestie interesantă, am făcut o prostie, că am uitat să-mi iau adaptorul ăla de prize, pentru că în Marea Britanie nu sunt prizele la fel ca la noi. Uite, dacă vedeți, e cu chestia de asta. Și noi nu avem așa. Și de principiu am, e adevărat, treaba asta. Am scos ceasul, fără să vreau. E adevărat, am treaba asta cu multe găurele, mufe de astea pentru tot felul de USB-uri. Numai că eu am nevoie și de priză clasică, de exemplu, pentru încărcătoarele bateriilor. Îmi trebuie priză clasică, astea nu mă ajută. Și va trebui să mă duc să cumpăr un adaptor din ăla, dar mă descurc. Lampă, noptiere, aici este un dulap. Înăuntru căruia avem odată un palton, avem și o oglindă, aici sunt, masă de călcat, aia cred că e o aerotermă, fier, prosoape, safe, cafetieră, ceaiuri, lapte și așa mai departe, pe aici fan, deci de toate. Acolo sunt bagajele mele în care încă n-am intrat, dar mă ocup, iar aici ar fi baia, foarte bucuroasă că am cadă, că știți că îmi place să zac, săpunele de tot felul, dun, dun, dun. Încoace, up, oglinda, na, chiuvetă, toaletă, toate cele. Și dacă mergem în partea asta la altă, aici mă bucur foarte mult că am biroul ăsta, pentru că trebuie să țin un call pe Zoom. Astăzi, vreo oră, trebuie să mă ocup de chestia asta și mă ajută mult. Și internetul pare să meargă destul de bine, sper să n-am probleme de vreun fel. De altfel, uite, că acum am vedeți și ținuta, am fost toată în alb și bej. Și uite, am fost chiar încălțată ca un om responsabil, n-am venit cu tocuri sau ceva, deși am la mine, dar în picioare acum pe drum mi-am luat ghetele astea, toată în alb, ietemă. Și dacă ne uităm pe geam, cam așa ar arăta. Iar asta este doar o mică latură, credeți-mă, deci asta este practic o debara prin comparație cu întregul domeniu. Monday morning blues, I open my eyes. And I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. Gata și ședința mea, tocmai am isprăbit. Am închis laptopul și mă încalț și mergem să ne plimbăm puțin tel, să explorăm zona asta, mai ales că trebuie să rezolv cu priza. Așa că o luăm la pas. Am văzut că undeva în jur de o oră aș face pe jos, deci nu cu Uber sau ceva, că pur și simplu vreau să văd ce e prin jur. Dar cam o oră am face până în centrul zonei ăsteia și că ar fi și magazine pe acolo și oricum mai căscăm gura, că nu vreau să stau toată ziua în camera de hotel, chiar dacă sunt eu ruptă de somn, că am dormit, pregătiți-vă, o oră și jumătate azi noapte. Da, e și păcat, domnule, de ce să stau în pat aici să mă uit pe laptop când pot să fiu afară, să îngheț? Și bine, acum să vedem dacă reușesc să ies din hotelul ăsta, dacă mai găsesc drumul și de ieșire și de întoarcere. O să plec oricum cu harta aia după mine. Însă este foarte posibil să am nevoie de ajutor. Și numai bine că acum dacă nu mai am bagajele pot să și filmez să vă arăt cam cât iese de frumos. Haideți să mă încalți. Începem operațiunea ieșitului din treabă. Parcă pe aici era un lift. Sigur am venit pe liftul ăsta. Hai să vedem. Ăsta este doar unul dintre cele 5.000 de lifturi pe care a trebuit să le iau. Și m-am întors și din drum acum pentru că am uitat harta aia. E utilă la casa omului. Stați așa, că poate totuși o rezolvăm altfel, că am văzut eu o ușiță și am ieșit pe dânsa. Și ieșind pe dânsa, m-am trezit direct în exterior. Numai că este doar un corp al clădirii acolo. Deci eu am ieșit de undeva de pe partea aia și nu știu dacă vedeți cât de frumoase sunt clădirile astea pe în spate. Și în fața mea, să știți că am niște vaci. Sunt niște vaci care pasc pe câmp și vi le arăt imediat. Dar pe lângă asta sunt și avioane, pentru că aeroportul este foarte aproape de aici. Deci domnul care m-a adus, șoferul,
vreo 15 minute, cred că am făcut cu totul foarte simpatic, a fost super drăguț, am vorbit o felul de chestii cu el. Vai, și nu vă zic, mă. Deci, fetelor, băieților, atât de ciudat mi se pare când îi văd conducând pe partea dreaptă. Din momentul în care s-a urcat în mașină, mi s-a părut super bizar și i-am și zis atunci, nene, super weird, adică englezit. Foarte, foarte ciudat să vă văd conducând pe partea dreaptă. Am avut așa o senzație de ce face asta, de ce s-a urcat pe partea aia. Pentru o fracțiune de secundă nu conștientizam că la ei e altfel. Dar știu foarte bine chestia asta, că și în Scoția, când am fost în aprilie, la fel era sentimentul și cred că v-am și povestit când am făcut vlogul. Că nu mă pot obișnui, dar probabil că nici n-ai cum să te obișnuiești dacă vii odată la nu știu cât timp și stai două zile, cum să te obișnuiești. Însă, uite-mă, bacile, mă, uite-te tu cât apășunea și văcuțele. Bună! Ce faceți? Ce face fetele? Te plimbi? Super peisaj, deci ce poze aș face aici. Ha, nebunie! Și uite, încă un corp al clădirii, în partea aia, toate astea sunt ale lor. Toate, toate. Sper să mai știu să mă întorc. Măcar am filmat. Dacă e ceva, uite și avionul acolo. Dacă e ceva, mă uit pe filmare și încerc să dezlușesc cât de cât. Ah, cred că pe acolo am intrat. Deci imaginați-vă de unde am ieșit eu, din partea aia. Deci de acolo, de ha-ha-ha, la mama naibii și de acolo am plecat. Deci acolo m-a lăsat domnul de la parcare, că acum mi-amintesc. Da, da, acolo, exact acolo este recepția. Și e mult de mers, tătuțule, mult, deci mult de tot. Și aici cred că sunt camerele alea mai frumoase în partea asta, că uite și clădirea arată un pic altfel. Cred că aici sunt camerele mai deosebite, alea istorice, pentru că asta este o clădire, nu știu eu să specific exact în momentul ăsta cât de veche, dar sigur, sigur este ceva istoric și o să verific, numai cum îi sună numele, Beaumont Estate. Foarte frumix. Zic. Cărămidă de asta roșie, frumoasă, frunze, castani, mult verde și foarte multe mașini care nu știu dacă sunt de aici sau clădirile astea, dacă or fi anexe, habar n-am și cred că au zis și ciorile puțin pe el. Uite și cât apași ăștia, doar una dintre ele și ăia acolo nu știu ce sunt, or fi fazani, nu prea îmi dau seama. Dar asta e mică, pe lângă celelalte, din fața hotelului. Am luat câte ceva și m-am oprit un pic să mai vorbesc și cu voi pentru că merg. Deci dacă stau să adun, acum sunt la tura de întors, dar dacă stau să adun, cred că am cam o oră și jumătate de când tot merg. Îmi fac plimbarea de seară, slavă Domnului. Și dacă tot e așa pustiu pe aici, nu sunt decât mașinile care trec și câte o vacă ce apare din când în când. Sau așa, la 20 de minute mai vezi câte un picior de om cu un câine sau o bicicletă. Dar dacă tot e așa pustiu, zic să mai povestesc și eu cu voi, să nu mai zic una alta. Pentru că mi se pare tare seren spațiul ăsta. Chiar dacă momentan cred că sunt într-un... o chestie ca un grajd. Însă e atât de multă natură în jurul meu. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Ce peisaje minunate. Copaci de tot felul, culori, o nebunie. Am văzut niște copaci superbi într-un roșcat splendid. Mai roșu ca părul meu. Mult galben. Și totuși sunt pajiștile astea atât de întinse și atât de verzi. Că îmi vine să mă toloneze. Deci îmi vine să mă trântesc aici. N-am eu păturică, dar... nici nu-mi trebuie, că oricum e cald de crăp cu paltonul ăsta pe mine. Mă vine să mă tolănesc și să stau așa. Cred că n-aș deranja pe nimeni. Foarte mișto chestia asta. Poți să te plimbi, slavă Domnului, aici chiar mi s-ar părea o plăcere să faci mișcare, pentru că nici măcar n-aș simți-o ca mișcare. Ar fi pur și simplu o promenadă îndelungată. Am făcut aproximativ 45 de minute, sau mai bine, că am mai și căscat gura pe locuri. Am mai văzut cât un lac, cât un copac.
Dar n-am prea avut mare lucru de filmat, în sensul în care cam asta e. E mult, dar cam asta e tot. Adică n-am văzut clădiri sau alte alea. Și am fost la Tesco, era imens. Și nu am stat, n-am zăbovit, pentru că mi-e teamă că mă prinde noaptea. De asta n-am oprit nici în orășel, că ar fi fost așa un soi de, nu știu dacă village, nu știu cum să-i spun, o zonă din asta amenajată, unde erau într-adevăr niște case mai deosebite. Și m-aș mai fi plimbat pe acolo, dar mie că mă prinde noaptea, pentru că în aproximativ o oră o să fie besnă și mai am destul de mult de mers. Și am vrut să iau Uber prima și prima dată, zic mă duc, mă întorc. Dar după aia m-am gândit că e păcat, că tot e frumos afară și sunt numai eu de capul meu. Deci de ce să nu mă plimb, de ce să nu absorb și eu puțin din natura asta, că nu e ca și când am ocazia prea de să văd natură engleză. Așa ceva, nu. Eu de câte ori am fost în Marea Britanie, am fost în oraș. Doar așa se zice că a fost plaja din Scoția unde am făcut pozele cu sirena. Dar în rest, n-am avut parte de experiențe de astea de vaci. Voi nu vedeți acum, dar uite, sunt pe-n spate pe acolo și cam atâta. Eu, nebura de pe câmp, cu punga, e foarte bine asta. Nu, o să ajung acasă, după aia cred că mă duc la restaurant să mănânc ceva. Cu toate că am luat eu niște crânțănele pe aici, dar parcă aș vrea și niște mâncare și mă duc acolo la hotel. Și să vedem cum o fi mâine cu fetele cu care o să mă întâlnesc. Poate ne împrietenim după ce ne cunoaștem. Și na, 24 de ore cât o mă vede petrecut împreună, poate mâine seara mă duc cu ele la masă, dacă o fi cazul. Dar acum habar n-am. Deci nu știu, chestiile de genul ăsta când te duci așa pe nevăzute sunt ca marele ghici. E posibil să n-avem nicio treabă, fiecare cu ale ei. Da, poate am companie mâine seară. Însă pentru astăzi mă duc, mănânc și mă odihnesc bine de tot, că vreau să fiu fresh mâine, vreau să fiu proaspătă 100%, că la 8 este plecarea spre studiouri. Trebuie să ne întâlnim la hotel, am înțeles, la ora 8. Și aș vrea să fiu și odihnită, să recuperez noaptea. Așa că, da, cred că mai am vreo 20 și ceva de minute până când ajung și vorbim atunci. Până una alta, mai luați voi niște vaci, niște culori și niște balaban roșcat și transpirat. Cred că a intrat cineva în cameră când am fost eu plecată, că am găsit astea pe pat și eu sigur nu le-am lăsat aici. Și oricum, sticlă din asta cu brandingul hotelului, n-aveam eu de unde să fac rost. Deci e un fel de, nu știu, recipient de pus chestii, cu pai, cred. Un Twix, un Mars, niște chipsuri din astea din legume, probabil. Și astea cred că sunt un fel de covrigei, ceva sărați. Nu știu, dar foarte drăguț din partea lor. Mulțumesc deosebit. Nu știu cui datorez acest gest, dar este binevenit. Bună dimineața, sunt pregătită pentru o platură de filmare. Dar mă duc întâi la micul dejun să-mi gurcitez și eu ceva, că mai am 20 de minute până când ar trebui teoretic să ne întâlnim și să plecăm spre platouri. Am chemat liftul, m-am pregătit pe super repede înainte. Opa, să vedem dacă mai găsesc însă restaurantul, că e în cu tot o altă parte și el. Dar cred că o să ies afară din clădire și mă duc la recepție, că să ies din clădire și să ajung la recepție știu pe afară. Dacă mă duc dinăuntru corpului sau corpurilor, nu prea mă descurc. Dar, da, uite, mă sunt cu nude, așa, cu roșu. Mi-am luat cele două camere la mine. Una mare și asta, de pe care filmez acum. Ua, cred că a și plouat între timp, pentru că se simte pământul umed. Și e un fel de semiceață, o răcoreală. Însă sunt îmbrăcată destul de gros, am botine în picioare. Botine și am ciorap din aia de la voi, mă, fetelor. Din aia îmblăniți, care îmi țin foarte bine deocamdată, dar știți ce aer curat și proaspăt este? Oh, nu că un aer curat ar putea să nu fie proaspăt, însă se simte super, super bine. Și stau să vedem cam cum reușesc eu să ajung în partea aia, că nici nu prea îmi dau seama exact pe unde ar trebui să fie intrarea. Vai, și uite cum arată în partea aia. Nu-mi dau seama dacă prindeți exact imaginile. O să încerc și un zoom și mai cresc un pic luminozitatea acum. Dar uitați-vă cum s-a ridicat ceața pe câmpie. Și se vede soarele în spate. Doamne, sunt fabuloase peisajele astea. Asta e sala în care se ține micul dejun și mi-am luat aici un iaurt și un pahar de suc și cred că mă duc după și mai iau și un fruct să văd cât timp am, că sunt un pic presată. Numai că nu prea îmi dau seama cu cine ar trebui să mă întâlnesc și unde. Cred că o să le scriu acum celor de la agenție să-mi spună dacă știu ceva. Că am văzut așa niște grupuri de fete care cred, adică aș băga mâna în foc, că sunt din partea asta. Adică sunt din celelalte țări invitate, prea îmbrăcate pe stilul ăsta. Și teoretic m-aș fi dus la ele, dar mi-a iurea. Bună, bună, voi sunteți cu Netflix-ul? Știi, mai degrabă să ne prezinte cineva, că mi-e un pic
Nu știu, mi-e ciudat să mă bag așa, că e foarte posibil să nu fie cu Netflix-ul și să fiu eu ciudata care vine și se așează lângă ele. Așa că o să aștept. Însă, uite, cam asta ar fi sala. E foarte, foarte frumos și sunt o mulțime de variante de mic dejun. Au și vegane și vegetariene și cărnuri groaze, e plin de cărnați și prăjeli. Așa că o să intru în el și poate vine cineva să mă ducă și pe o cafea. Ar fi super, deși am înțeles că să avem și pe platou ceva mic dejun, doar că nu așa de multe opțiuni pe câte avem aici. Gata, am găsit pe toată lumea, ne-am urcat în autocar și de acum nu o să mai am voie să filmez pentru că drumul până la platouri este secret. Adică sunt franțuzele în spatele meu care vorbesc foarte repede în limba lor și ele vorbesc între ele și eu mă rog sunt cu ale mele, dar nu mai avem voie să filmăm, deci după ce ieșim de aici o să opresc complet filmarea astfel încât să nu existe vreo scăpare, știi, să nu afle lumea exact unde sunt studiourile de filmare, platourile astea, că este tot secret. Așa că atât vreau să vă zic, autocar, uite fetele pe acolo. Oh, I'm vlogging, guys. Hi. Hi. Like, just way too excited to be there. Like, yeah, let's go. Oh, really? Yeah. Oh. I did that. We had an on. Yeah, I was like, oh. Just happy to be here. I'm so glad to be here. Oh, my God. Ne-au făcut teste COVID și acum mergem înspre zona de machiat, îmbrăcat și toate cele, pentru că... Bă, dacă luăm niște costume, pentru că o să ne costumeze. Sorry, we don't know everyone's names. I think that's mine. That's Andrea? Yeah, that's mine. Perfect. Asta e rochea mea, se pare. Pe asta mi-au pregătit-o după dimensiunile mele. Și acum aș în parte fiecare. Oh, ce frumoase sunt și alea. Așa e cu roz, vai. Vai, 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 vai. Și pe aici sunt tot felul de accesorii. Gentuțe, cred. Ia, perle. Accesorii de pus în păr. Probabil că alea sunt ale mele cu bleu. Ia, oh, mănuși. Vai, dar e nebunie. Asta cred că sunt costumele pentru o altă grupă. Noi n-avem treabă aici. Al meu este cel albastru, care e undeva pe acolo. Și accesoriile n-am greșit, sunt cele de jos. Și cred că acum mi-a adus și încălțăminte. 38,5. And then you've got some little socks. Awesome pop socks. Up to Am întrebat și ne-au zis că nu avem voie să păstrăm rochiile astea, dar măcar pentru o zi pot să joc și eu în frigerton în felul ăsta. Și uite, m-am îmbrăcat în bleu marin, am și colier și acum o să mergem la machiaj, la machiaj și la păr și o să-mi pune și treaba aia în păr. Adică mi-au dat o pană, o chestie care o să vină pe cap și cu gentuță. S-a ajuns la concluzia că mi-este prea strâmt costumul ăla, așa că mi-au dat o altă rochie și mi-au dat și un șal de care trebuie să fiu super atentă să nu pice, pentru că este ținut doar de coatele mele. Gentuța a rămas aceeași, am și niște balerini și sunt foarte sexy, cu ciorapii ăia văduiți de care vă ziceam și m-am schimbat aici, cum s-a schimbat toată lumea, știm văzut tuturor, deci am fost un monument de senzualitate, dar uite ce frumoasă e rochia. Oh. Bleu ăsta mi se pare că se potrivește mult mai bine decât cealaltă, care într-adevăr era mare, cu toate că materialul era frumos, însă asta mi se pare că arată de 10 ori mai bine și mă duc acum să invadez spațiul fetelor să văd dacă pot să le filmez un pic să vă arăt și rochile lor îmbrăcate. După care mergem la păr. Acum nu știu unde mergem mai departe, dar suntem machiate, coafate, îmbrăcate și pregătite probabil pentru lecțiile de etichetă sau nu mai știu care urmau. Na, ca să vedeți și voi cum arată ce vedem noi în film. Vai, și eu care îmi imaginam că mergem la palat. Wow. I will say no more.
So modest, right? All right, we shall. I hope you enjoyed it. Please. Great, nice talk. Oh, it's modest. Hello, my dear Mrs. Moon. Lovely to see you all. Gosh, Dave. Would you like to thank you. Feather in your hair. Gosh, I wish I had one of those. Hello, lovely to meet you. Come hello. On in. Hello. Wonderful to see you. What a strapping young man. The stroke, please come on in, my dear. Yes. Now, I trust you all have an appointment. Is that correct? Yes. Yes. Let me just check in my lovely little book. Now, I'm quite good with names, so if you want to shout them out all at the same time on the count of three, I'll remember them all. One, two, three. Gabriel. Yes? Only one more name. Well, let me see. As you can see, we're very busy today. Very busy. A packed shop, as they say, but I think we might be able to fit you all in. Mr. Delvecchio! I can't come out right now. It's a bloody idiot trying to hold we have customers! Mr. Delvecchio! Apologise. Mr. Delvecchio! Hello, welcome to Madame Delacroix's store. I am Mr. Delvecchio. This is Miss Stibbs. I think we're quite competent. Is the main word. Yes, yeah, yes. Now, it's my understanding you are here in Bridgerton for the new season. Am I right? Yes. To my ears, to see me. Yes. They will debut tonight. This evening? Mm-hmm. Oh, we must get them ready. Indeed. Spread around. Now. Miss Stibbs. Yes, Stibbs. Miss Stibbs. Yes. Yeah. Lovely. Wonderful. Wow. Into the looking glass. Yes. And envisage yourself debuting, coming out in society. Oh. In the top. Yes. Finding yourself a husband. Yes. How exciting. Yes. Now, Miss Stibbs, are you thinking what I'm thinking? I think I am. Is it the, I think it might be, but also perhaps the... With maybe me? The, yes! I'll be back in one moment. Do beg my pardon. Stibbs, just one moment. We have the perfect thing for you, Miss Stibbs. Miss Stibbs, post haste. This is it, my goodness, babe! Ha! Oh! My goodness, me. My beautifully. Yes. Radiant. That's it. Marvelous. Could be. Glorious. If I may escort you down, mademoiselle. Thank you. Very nice. Many of thank these debutantes. Turn for us, yes, please. Wonderful. That's nice. I've never seen that before. That's really glorious. Nice. Thank you. Yes! Oh, but Mr. Stroke, please. Oh, yes. Relax yourself in there. Beautiful. You are beautiful. Thank you. The sheer glow. Oh, dear. Lovely top hat. Wow. In fact, you're almost at the ceiling. Oh, that's lovely. Oh, lovely high top. See you soon. Do you guys want to take a group picture in front of Modiste? Yes. Go. One moment. Okay. One moment. Okay, cool. Ready? One, two, three. That's it. Everyone's me. It's me as well. Thank you. Good morning. Hi. Welcome to Celebration 4. Hello, welcome. My name is Lady Montpellier. And I'm Lord Blackmore, and we'll be teaching you the best dance in the top, the newest and the most interesting. Lady Featherington has graciously given us access to her atrium for our dance lesson today. So if you would like to have a look around, feel free, and then we'll get going as you see fit.
Shall we pair up and start? Yes. And of course, ask as many questions as you like. We will go as slowly as you would like. Enjoy. All right. Everybody is going to start with their right leg. Ladies, we pop our right hand up and our right leg is setting forward. Gentlemen are doing exactly the same thing. So we're starting right, left, right. We're pushing into our partner's hand. Forward, back, forward, right, left, right. Switch hands. Same thing, other direction. Left, right, left. Should we do that again? Yeah. And right, left, right. Left, right, left. Beautiful. Left, right. Complete this half circle. Left, right, left, right. Yeah. Left, right, left. Right, left, right. Complete this half circle. Left, right. Five, six, seven. Right side. Right, left, right. Left, right, left. Half circle. Right, left. Right, left, side. Left, right, left. Right, left, right. Left, and then we shake. Right, left, right. So breathing. A half, a half, a circle. A half, a circle. Let me just breathe. All right. Two, three. Seven, eight. And right. And left. And right. And again, left, right, left, beautiful. Right, left, chest. Left, beautiful. We turn for four. One more time. We turn for four. Followers, followers. Followers, we're relaxing our hands and we're letting the leaders drop their left hand into the small of our back. Also, we're taking our left foot over our right, our left foot. So followers, everybody who's me? Yeah. The followers are just crossing over. We're crossing our left foot over and we're turning on ourselves to face back to our partner. Mm-hmm. Yes? Yes. Should we do that slowly? So the counts are one, two. So that's one, two. We turn for three. We turn for four. One more time. Again. Hands go. Catching for one, two. We turn for three. We turn for four. We're going to go through quickly. We'll start again from the beginning and add that section on. Yes? Really quickly. Really quick. One and two, left, half circle, right, left, left side. Push, right, half circle, left, right. Here we go. Right, two hands. One, two. Okay. We have to keep our phones away. Phones away? Yeah. Okay. So we're just going to take a little stroll to the left. Mm-hmm. This entire thing was hand painted. Wow. Hello? Feel free to take a seat over here. And your feet and your hands were not in the right position. Breathing. We need breathing, ladies and gentlemen, as well. So, when we start to sit down, we do it at an angle, like so. And the lady always sits at a slight angle, whether it be like this or
people like this. Even though we're wearing very long dresses, our feet should always be either to the left, slightly to the left, or slightly to the right. This part of our body must be upright. There is no slumping. Or the upper part of your body is up, always look forward, because you want to be able to be ready to meet and greet. And with a smile, of course. And then just one foot in front of the other. Very, very elegantly. And then turn. And we walk. Ooh, and it's falling. Probably because I've only just washed my hair. We don't wash our hairs that often in this era. Now, why do you ladies and gentlemen... You smell very elegant. Not look down. Hands either here, that's correct, or down. That's wonderful. Very good, ladies. Congratulations, that was very well done. The next two. And they would have beer and bread and cake and lots of things on a high table. And therefore that is what high tea is. So if you hear high tea, you can correct everyone. Say, no, actually it is low tea. It's low tea. So we have some sauces and a cup. May I pass them around to you? So I come in peace, and therefore women didn't wear swords and didn't need. Now, you have come here, ladies, also to have to be looking after you. Then a slight dip, like so, and then you play. Very nice, wonderful. We're going to look up at our suitor. Going to fill a little bit. Brilliant, thank you so much. Thank you. And now look at each other! Yeah. Look at each other! You are enjoying tea! That's quite alright. There was a scene here with people. Yeah, I think so, but because I didn't. Like, non, I don't know. Yeah. Yeah. Mais c'est fou, donc ça veut dire que à ce moment ils sont en train de fumer. Yeah, on est tous, on est tous. But they have tea, okay, and cakes, and that's it. And here, beetroot, falafel, mozzarella, coco, lemon, okay. Okay. Deci vă scrisi un moment. Ce ai ordat tot felul, torturi și niște sandwich-uri, finger sandwiches din alea. Și ar trebui să îngurgităm ceva pentru că suntem praf cu foamea, toată lumea se plânge pe lângă mine, iar eu sunt cu fetele cu franțuzecele, ce vă ziceam, și toată lumea pe mine, e foame. Și ne minunam acum pentru că ziceam de rochii la asta de pe noi, că nu o să avem voie să le păstrăm, dar ziceam că măcar poate ne lasă asta. Poate ne lasă la final niște cutii de ceai, pentru că totul arată atât de bine și așa de frumos și e super diferit să vezi lucrurile astea în realitate, adică să te așezi acolo unde stau actorii și să calci prin lucrurile pe unde calcă ei și e foarte diferit cu senzația aia pe care o ai când le vezi la televizor, dar aici efectiv le atingi, le vezi cu ochii tăi și îți dai seama că e altceva. E tot o punere în scenă, dar una foarte, foarte, foarte frumoasă. Și așteptam să vină mâncarea. Acolo este un alt grup, nu al nostru, nu știu al cui, iar eu, uite, mi s-a zis că doar femeile măritate aveau voie să poarte tiare pe cap și m-a întrebat o doamnă dacă sunt măritată. Zic, nu, cu rumbul cel mult. Da, păi să vedeți că doar femeile măritate aveau voie să poarte tiara pe cap și doar după ora 6. Și trebuia să fie una dată din generație în generație, deci nu te duceai tu la magazin așa și spuneai una. Te doare cap. Da, mi-ești văzut. I'll keep the conversation. Yeah, they're really happy when it makes more.
Amazing! Just be careful. Anybody else? Right. Yeah. Just like a bow. Yes? Again, can you hold in the hair, on the dress, on the wrist, or if you have your little bag. Lavender or some rosemary or sweet smelling roses, that sort of thing, sweet peas. Because one of the ideas of having the little nosegay is really to dress the set. So yeah. That's why. Yeah. Just build up the flowers so you can do as little or as much. There's never too much in Britain. Oh, beautiful. Is it the middle match, you think? Nothing is ever too much on Bridgerton. Have you bound it together yet? No. Give it a little bind with okay. Some tape. Okay. And so it's sort of nice and tight. Okay. There's never too much on Bridgerton. Never. No. You've done a beautiful job though. Thank you. Okay. Clip that away. So what I would do is I would use the green tape over there. Yes, yeah. I can do the next step. There you go. You can do whatever you like. Lovely. That's lovely. And then we can bring it through and hopefully tie it. If it's too tight, say. You guys all look beautiful. So good. We are missing. Oh, sorry. Okay. Yeah, it's so very smooth. What? Eligible bachelors seeking a match may be wise to sidestep the advances of one Denola. Thank you. Coming from all corners of the world, this new coterie promises to shake things up around the Ton. They have been seen stepping onto desolate cobbled streets, devoid of. Gata, am terminat, plecăm, ne-am schimbat în haine normale și cred că în câteva minute ne ducem spre autocar și înapoi la hotel. Normal. Uite cum uitam eu să vă arăt cine au dat la plecare. Conținutul este următorul. Astea le-am luat eu, toată lumea și le-a luat, de fapt, cred că n-am stat să verific, dar astea n-au fost în goodie bag. Astea sunt pur și simplu niște cartoane printate care ne-au fost înmânate pe parcursul zilei. Puteam să le lăsăm acolo, puteam să le luăm, eu am zis că vreau să le iau pentru că sunt amintiri foarte frumoase. A fost întâi de toate ăsta, unde avem programul. De la 8:30 am avut micul dejun, de la 9 makeover-ul, adică partea de machiaj și de păr, apoi programarea la modist, la croitoreasă. După care a fost cursul de dans, tutorial, mă rog, ne-am învățat cum să dansăm, lecția de etichetă,
Adică porțiunea în care ni s-a vorbit despre poziția corpului, cum să stăm corect, cum să ne ridicăm corect, cum să salutăm, de ce stăm într-o anumită poziție, de ce nu e bine să stăm într-o alta și așa mai departe. Apoi am făcut aranjamentele florale, apoi am avut afternoon tea, partea aia în care am stat la masă, am mâncat, am discutat, am mai socializat puțin. Apoi a fost promenada, însemnând porțiunea în care am fost în Calești. Apoi am avut bucata asta de tot socializare. A fost bucata în care a cântat formația de muzică clasică. Acum s-ar putea ca YouTube să nu mă lase să inserez bucata aia pentru că erau melodii cunoscute. Dar ca să știți, a fost foarte, foarte fain și mi-a plăcut super mult. După care, partea asta de Entering the Social Scene, practic a fost bucata aia de debut. Dacă urmăriți Bridgerton, știți în principiu cum funcționează. Și era vorba despre debutul în societate a tinerelor domnișoare și am coborât fiecare dintre noi scările alea, ni s-au făcut fotografii, a fost foarte, foarte mișto. Și apoi bucata asta de Calești, care practic a fost plecarea, să zic așa, nu n-am mai avut treabă cu niciun fel de caleașcă, pentru că le-am văzut undeva pe aici. Odată, după care am luat meniu de la Afternoon Tea, aici a fost zona de biscuiței, prăjiturile de tot felul, cafele, ceaiuri și așa mai departe și mi s-a părut frumos, am zis că nu vreau să-l ratez. Și aici este vorba despre acel society paper care apare, la fel, dacă urmăriți show-ul, știți cu siguranță despre ce e vorba. Și pentru fiecare dintre noi am inventat câte o poveste. Dacă vă uitați aici, sunt menționate numele tuturor celor care am participat, iar al meu apare de vreo 3 ori pe aici. O invenție, evident, un scandal scornit, așa cum fac și în serial, că sunt o felul de bârfe și scandaluri de genul ăsta. Iar pe mine, slavă Domnului, m-au băgat pe niște chestii pe aici, da, absolut fabulos, adică e de înrămat și asta și celelalte la fel. Și în continuare, ăsta este aranjamentul floral pe care mi l-am făcut eu. Fiecare dintre noi a avut posibilitatea de a și-l personaliza cum vrea. Și după ce l-am făcut, am întrebat-o pe doamna de acolo, una dintre doamnele care ne-a ajutat, zic, is it too much? Vi se pare prea mult? Și mi-a zis că nu, la Bridgerton niciodată nu există too much, ceea ce mi-a plăcut maxim, pentru că știți cam cât mă pasionează pe mine minimalismul, așa încât zic, yes, îmi place cum gândiți, doamne. Și l-am avut legat de mână, mi s-a părut că arăta foarte bine, de încheietură acolo. Apoi, ne-au dat aici ceaiurile care erau pe masă de colecție, deci pe astea o să le păstrez clar. Sunt minunate ambalajele. Oh, cum arată! Ne-au mai dat aici, uite ce frumos! Un fel de cartoane să fie astea, arată ca o diplomă, dar absolut minunate. Și caligrafia asta am văzut eu cu ochii mei în momentul în care domnișoara o scria, o redacta, nu știu cum să zic. Foarte frumos și asta este de înrămat. First ball of the season hosted by Andreea Balaban, 1815. Vai, și a fost atât de amuzant să-i aud pe toți cum se chinuiau să-mi pronunțe numele. Că Andreea e simplu de zis, chiar și englezit așa, Andreea. Dar Balaban, wow, a fost absolut superb. Apoi, ne-au mai dat aici o... Oh, asta este absolut fabuloasă. Oh, asta este un prosop, cred, de bucătărie cu ceșcuță pe care scrie, e un B, care evident e de la Bridgerton, dar pentru mine este dublu fabulos, pentru că numele meu fiind Balaban, e la marele fix. Și zice aici, I wish to be entertained. Vă dați seama că o să păstrez asta toată viața. Dar, uite și prosopul de bucătărie cu același B brodat. Superb, superb, broderia asta e minunată și cu gândac. Și mai am înăuntru, cred că este un album. Au știut, mă, oamenii ăștia că eu sunt cu Coffee Table Books. Uite, Inside Bridgerton, la la la. Da. Este un coffee table book în care vedem scene de pe platourile de filmare. Probabil că sunt o felul de detalii, cu imagini, cu text. Foarte frumos arată, fabulos, fabulos. Doamne, și mi se pare ireal acum când mă uit la imaginile astea și îmi dau seama că am fost acolo. Și gata, înapoi în camera de hotel, de unde a început totul. Experiența s-a încheiat, mi-am luat la revedere de la toată lumea. Nu știu acum, posibil să ne mai întâlnim mâine dimineață la micul dejun sau în seara asta, dar nu s-a stabilit nimic. Adică n-a rămas că ne vedem la masă sau ceva de genul, ce vă ziceam eu și nici eu n-am insistat dacă am văzut că nimeni, pentru că a fost o chestie generală, adică nu doar în grupul nostru. Însă, cu toate că n-am cunoscut pe nimeni și am aflat că, adică în momentul în care am venit, nu știam pe absolut nimeni și am aflat că este cazul tuturor, nimeni nu se cunoștea cu nimeni,
Mi se pare că, cel puțin grupul din care am făcut eu parte, a fost foarte drăguț. Le-au ales pe fetele astea foarte bine, pentru că am interacționat constant cu ele și m-au ajutat cu filmat, cu pozat, cu stories și alte chestii de genul ăsta și am putut să fac niște materiale drăguțe, cred eu. Bine, așa cum e când faci lucrurile astea pentru prima dată cu o persoană pe care nu o cunoști. Dar a fost ok, mult mai bine decât dacă n-aveam pe nimeni care să fie acolo cu mine, să mă ajute să țină camera, să-mi facă și mie câte un story în momentul în care nu puteam. Altfel, am filmat și am pozat tot ce a ținut de mine, deci fiecare colțișor, nimic n-am iertat acolo. Singura problemă este că voi veți vedea vlogul ăsta mult în viitor. Așa cum vă ziceam și la început, sunt nevoită să împart călătoria asta în Londra în două bucăți. Adică va fi partea asta de Bridgerton pe care o veți vedea atunci când se va lansa și va fi cea de-a doua parte care începe mâine. O să mai stăm vreo două zile pe aici. Am zis dacă eu tot sunt și oricum pot să-mi iau biletul de întoarcere când vreau, vine și el, o să zboare dis de dimineață, vine și el și planul este să închiriem o mașină și următoarele zile să ne plimbăm. Dar despre lucrurile astea o să vă povestesc în următorul vlog. Și voi avea grijă că la momentul la care îl veți vedea voi pe ăsta, să vă pun undeva în descriere și vlogul de mâine. Deci este o... adică cel pe care îl încep mâine, ca să le vedeți așa cumva în continuare, unul în continuare a celuilalt și atunci poate veți înțelege mai bine cronologia asta. Cert e că am întrebat chiar și astăzi dacă au idee când se va lansa Bridgerton, când va apărea sezonul 3, pentru că abia atunci vom avea și noi posibilitatea de a posta toate chestiile astea. S-a insistat foarte mult pe subiectul ăsta, n-am avut voie să filmăm traseul, deci vreo 40 de minute cred că am făcut de la hotel până acolo, n-am avut voie să filmăm nimic, pentru că totul se ține super, super secret, totul este sub cheie, nu poți să divulgi nimic. Erau afișe și cred că le-am filmat chiar și acolo, unde zicea clar că nu este voie să faci fotografii sau să postezi ceva pe social media, doar dacă ai nu știu ce acord. Și mi se pare firesc să fie așa, pentru că după aia nu se mai uită lumea. Dacă deja se știe care va fi scenariul și povestea sezonului, nu mai are niciun sens. Așa că este cât se poate de firească cerința asta, cu toate că ard, fierb să vă arăt. Și am postat așa câte ceva pe stories, doar informându-vă despre ce e vorba, dar fără să arăt nimic. Și am primit, Doamne, am tone și tone de mesaje de la voi, nici n-am apucat să răspund, nici n-am apucat să trec până toate măcar, în care v-ați bucurat pentru mine și mi-ați zis că abia așteptat și entuziasmul meu pare că l-aveți și voi. Adică e o chestie generală așa și mă bucur tare, tare mult pentru că e o chestie cu adevărat inedită. Și mă simțeam într-un fel așa de, nu știu... Cred că sunt cuvintele pe care le-am folosit și ieri, recunoscătoare. Știi, când eram acolo și vedeam lucrurile astea, posibilitatea de a fi acolo, de a experimenta toată asta, e ceva ce nici nu mi-am imaginat vreodată că o să am șansa. Și pentru mine contează enorm. E un lucru cu adevărat extraordinar, e și din ordinar, din cotidianul meu și ceva ce o să pot povesti nepoților pe mai departe, că nu știu dacă o să mai am vreodată ocazia să trăiesc așa ceva. Nu, e absolut ireal că mi s-a întâmplat asta. Acum, câteva mici detalii așa, referitoare la grup. N-am cunoscut pe toată lumea, oricum am fost programați la ore diferite ca să aibă timp să se ocupe de toți, că poate ați văzut, au fost diverse activități. Au fost prima dată programările la croitoreasă, la modist, unde ne-am urcat toate pe un fel de piedestal așa și ne-au dat niște accesorii și ca lucrul ăsta să se întâmple, vă dați seama la câți oameni am fost acolo, 10 de oameni, nu poți să-i ții pe toți la coadă așteptând să le vină rândul. Deci, practic, în timp ce unii erau la croitoreasă, ceilalți erau undeva și învățau cum se bea ceaiul în mod corect. Cât eram noi și învățam să bem ceaiul, alții făceau aranjamente florale. Deci au fost o felul de activități din astea foarte drăguțe, pregătite pentru noi și am putut să le experimentăm pe toate, pe rând, grupe, grupe, grupe. Eu am fost, după cum vă ziceam, în grupă cu fetele astea, care foarte ok, pe cuvântul meu, deci chiar mi s-a părut incredibil cât de bine m-am simțit cu ele, cu toate că erau fete, cred că foarte, foarte tinere, adică una dintre ele, dacă am înțeles corect, nici n-a dat bacul încă. Și foarte, foarte tinere, clar, era o diferență de vârstă între noi. Dar super ok, m-au ajutat, mi-au făcut filmulețe, fără să le rog eu. Acum, la final, când am plecat, eram în autocar și am făcut schimb, așa știi, cu airdrop-ul pe telefon, care ce-a făcut, hai să facem schimb între noi. Am vorbit cu ele tot felul de chestii. La un moment dat le-am învățat cum se zice bună, numele meu este în limba română și era foarte amuzant, că îți dai seama, n-am nicio treabă olandeza cu limba română. Nimic. Și era foarte distractiv pentru mine să le învăț să zică lucrurile astea. Și am comunicat constant, am stat unele pe lângă celelalte, deci chiar a fost un grup foarte ok și m-am bucurat de asta că
na, e prima dată când te duci într-un loc străin cu niște oameni pe care nu-i cunoști și dacă nu este o potriveală sau măcar o deschidere, că nu trebuie neapărat să ne potrivim, dar măcar să fie o deschidere, poate deveni inconfortabil. N-a fost cazul. Foarte, foarte bine m-am simțit. Am avut și partea aia vreo oră, am stat undeva la masă cu ceai, cu băuturi de tot felul, mâncare, nu cine știe ce, dar bă, biscuiței, prăjiturile, foarte bune mă refer, dar nu felul 1, felul 2, felul 3 și așa mai departe. Socializat destul de mult și na, a fost foarte diferit de ceea ce vedem noi. Știi că ne imaginăm un lucru, eu cumva gândindu-mă că toate astea se filmează doar în aer liber, tot ce vedeam acolo. Și când am văzut platourile, cu toate că știam că e o combinație, dar când am văzut platourile alea, mi s-a părut așa incredibil, uite, cum cât de departe a ajuns cinematografia în ziua de astăzi și ce ușor este să-ți păcălească ochiul. Într-un mod foarte frumos, dar clar, e o farsă, să zic așa, acolo. Deci da, chiar a fost absolut extraordinar. Bun, cu speranța că nu va intra vlogul ăsta în 2023, îmi iau la revedere și închid cadrele, cel puțin partea mea de povești, pentru că în continuare, nu știu, o să cobor probabil la cină, fac o baie, îmi pregătesc bagajul pentru că mâine va fi decazarea, o să mă duc la micul dejun, după care va veni să mă ia și după ce m-am decazat, pa la revedere, încep cel de-al doilea vlog, care sper să fie mișto pentru că am de gând să vizitez niște zone pe care nu le-am văzut niciodată. Londra am mai văzut-o, dar am de gând să merg prin alte părți. Să sperăm că o să-mi iasă și o să vă povestesc totul acolo și oricum vlogul ăla îl veți vedea mai repede decât pe ăsta. Așadar, mulțumesc mult, mult, mult de tot dacă v-ați uitat la vlogul meu. Sper să ne vedem cu bine când îl voi posta. Sper să fie totul bine și la mine și la voi. Și vă pup de acum, din trecutul vostru, în viitorul meu, dacă are sens ce vă zic. Și ne vedem, desigur, data viitoare. Mulțumesc! Bridgerton să fie, sezonul 3. Than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. 'Cause it's mad, yeah, it's mad. Oh, the whole world's mad. 'Cause it's mad, it's all.